Păi vă salutăm, distinși consumatori de Daily Vlog-ul în SCN. Daily Vlog-ul de astăzi, ne apropiem de finalizarea terasei din spate. Mai avem un pic și vă arătăm ce am făcut. Ce o să facem la Georgiana? Multe lucruri. O să terminăm de aranjat aici în terasă. O să punem covoarele. Da. Husele sunt la curățătorie, am renunțat, m-am dat bătută, nu le-am mai spălat, le-am trimis la curățat că trebuie și călcate. De fapt le-aș spălat, dar când a văzut cât de complicate să le calci, a zis mai bine le termin la curățătorie. Avem o cutie în spatele Georgianei acolo, cu încă două scaune de-astea, în sfârșit o să avem și noi șase scaune frumoase. Vă arătăm mobilierul din terasa din spate. Acolo. Dacă vă uitați așa în spate de acolo, e un gen de farfurie neagră, nu ceva. Nu arăta, încă vă arătăm la final. Aia e pentru sufletul meu. Da, și facem și cumpărătură, să vă arătăm despre ce e vorba imediat. Acest clip este făcut în colaborare cu Ocean, care a lansat My Club Ocean. Ăsta e un program de fidelitate care oferă clienților multiple avantaje. Avantaje cum ar fi? Reduceri pe loc la cumpărături, bonusuri acumulate pe card, oferte personalizate și puncte care vă oferă acces la diverse experiențe, cum ar fi, să zicem, lecții de cooking. Propun să ne așezăm puțin la laptop, să ne facem cont și să ne facem card în My Club Ocean. Cineva deja s-a așezat, e pregătită, ia uitați-o. Ce luăm, Sasha? Luăm niște crânțănele, ceva bun? Normal! Apropo, Ieduțul este bine. Deci, da. După ziua de ieri, în care am fost la plimbare, s-a refăcut și este din nou Sasha. A lătărat pisicuțele. Fiți atenți! Sasha, unde e pisica? Pisica! Uite pisica! Unde e? Ia uite-l, My Club Ocean. Înscrie-te acum. Băgăm aici frumos datele. Ăsta e singurul club unde putem să mergem și noi în perioada asta. Exact. Eu îmi făceam cont și eu aveam cont deja. Noi am comandat de la ei când a început pandemia. Mai ții minte, da. Știi? Erau de puțini care îți liberau acasă și prindeai, știi? Generează card, doamnelor și domnilor. Deci am dat generare card, reducere instant, bonus pe card, puncte de fidelitate. Sunt de acord, generează cardul. Bun, și asta este cardul meu. Și uite aici sus, vezi ce mișto, 0,0 lei bonus acumulat. Uite aici și ăsta de puncte de fidelitate. 0 puncte de fidelitate. My Club Ocean stă activ. Deci instant, taneu. Și mi l-a activat pe loc. Bun. Uite aici, sunt de acord să primesc. Am bifat că sunt de acord să primesc informații de marketing de la ei, pentru că mă interesează să primesc acele oferte personalizate. Aici văd că am o zonă de produse favorite. Știm cu toții ce o să punem aici la produse favorite. Cabluri. Mai să zic rom de astea, da? Ok, bună, corect. Ai 1-0. Deci am făcut schimbare la pauză, eu m-am ocupat de partea administrativă. Georgiana face cumpărăturile. Hai să vedem ce cumpărăm. Băuturi, în primul rând. Luăm niște apă plată, civilizată. Altceva, vreau să-mi iau niște apă minerală, aș vrea să-mi iau, pentru că mai beau apă minerală. Îmi place apă minerală, dar vreau la sticlă de sticlă. Sășica, trebuie și tu să te implici aici, să ne spui ce vrei, da? Deci, după cum observați, este foarte intuitiv site-ul. Ia uite-o. Uite-o pe ea, iubita mea. Aia poți să afli frumos, bac și ți-apare câte vrei tu să bagi în coș. O să bag un bax, ca să am. Ce trebuie să mai știți? E că cei de la Ocean au și aplicații. Adică intri frumos în App Store sau în Google Play. Google Play se numește? Google Store. Pentru Android, știți voi ce zic. Și scrii Ocean. Înțelegi. Și m-am conectat și din aplicație. Foarte frumos, elegant. My Club Ocean. A, uite și informații aici frumos. Reducere instant, bonus pe card, puncte de fidelitate. Eu te pot să-l bagi și în Apple Wallet. Eu acum mă uitam că voiam să-mi iau un suc și fii atent, aici, spre exemplu, ai la filtru. Ce este la promoție? La ce ai reducere? Stai. Da. Selectezi și ți arată, uite, spre exemplu, astea trei produse sunt la reducere acum. Cineva primește recompense. Să fie. Ce? Hai că s-a băgat soțul că vrea să-și cumpere nu știu ce pâine. Se puțin ca un Lego.
mi-a apărut la căutări, știi ce caută oamenii și Lego, Iron Man, ia uite. Stăm cam la final, avem total comandă 600 de lei, bonus acumulat 4,98 de lei în plus, puncte de fidelitate 62 de puncte. Perfect, comanda a fost plasată cu succes, în 24 de ore ar trebui să vină produsele la ușă, ceea ce este extraordinar. Yes. Site-ul a mers impecabil. O să folosesc și aplicația cu următoarea ocazie, la următoarea comandă. Mi s-a părut mai ușor să vă arăt pe laptop cum fac comanda ca să se vadă mai bine. Asta a fost povestea cu comanda de la Ocean. Ce bine că alții muncesc pentru noi acum, acum ai venit, știi? Noi putem să ne facem treaba aici. Hai să facem. Hai să ne apucăm să terminăm tarea asta, deci abia aștept. Asta o terminăm astăzi, până duminică rezolvăm și cu curtea din față. Deci, duminică seară o să stăm și o să beau eu un șperț și Georgiana o apă minerală cu bule, că tot și-a comandat acum de la Ocean. Hai să punem covorul. O să fie interesant de carat chestii pe aici cu soția gravidă. Eu doar scaunele ridic, că o le împingem, nu avem ce să facem. Astea pot să le ridică ușoare, dar... Săracul Marian a rămas singur pe tarlan, n-am ce să fac. Mă dublez, mă clonez. Eu merg din de-o parte, eu din cealaltă parte. Am dat după Georgiana, ia pune mâna să vezi dacă poți să ridici. Și Marian, sunt 9 luni, vrei să nasc acum? Nu, nu, în mai e ok. Atunci așteptăm coletul. A pus carpeta, răpirea din serai. Cine sunt? Cine sunt? Aladin! Da, hai că revenim după ce am pus ambele covoare. Aladin Colentina. Vă era dor de un vlog în care Marian montează chestia? Ce am pregătit aici? E? Ți era dor și ție, recunoaște. Da, ce să mai zic, că săracă nu mai zice nimic, e resemnat. Dar mai montăm încă două scaune, ca să avem 6. Da. Asta e limita de vizitatori, nu? De vizita de persoane la masă. Da. O avem și pe Sasha și să-l avem și pe Bebe, deci na. Aoleu, depășim... Da. Cred că ăsta este oficial cel mai ușor lucru pe care a trebuit să-l monteze Marian vreodată, de când am început eu nebunia cu mobila. Ei, a mai fost ușor și setul ăla de terasă pe care o să vi-l arătăm acum. Imediat. Că pentru asta că cazeni. Să vă arăt ăsta, să vă arăt ce mi-am luat. A se notat că și graviduța meșterește. Păi da. Nu? Poți și eu să pun niște șuruburi, că... Na. Doamnelor și domnilor, terasele! Să șica? Hai să faci onorul. Am făcut niște mici schimbări față de anul trecut, am mutat niște lucruri dintr-o parte într-alta. Urmează să mai vină flori, să mai cumpărăm pentru că am pierdut două flori peste iarnă. Dar am învățat ceva, ce e pentru iarnă, ce nu e pentru iarnă aici în casă. Și în rest vrem să păstrăm așa totul foarte clean. Nu vrem să încărcăm foarte tare spațiul. Am mutat fotoliul aici așa. Aici o să fie zona de flori. Doamne, ce bine arată cu covoarele, zici că e altă cameră, fel. Da, este foarte fain. Trebuie să vină husele frumos. Aici avem o sașă care se joacă. Și să vă arătăm piesa de rezistență de rasa de afară, care este aproape gata. Mai avem niște mici detalii de pus la punct, dar o să arate super bine. Ia uitați. Am cumpărat în sfârșit mobilier de terasă. Am găsit ceva care să ne placă și care să și încapă și să se potrivească cu stilul casei. Urmează să vină și acolo blatul de la grătar. Aici o să facem blatul ăla de grătar de care spuneam, cu masă, cu chiuvetă. Aici frumos, să vină așa. Aici jos un soi de spațiu de depozitare. Fântâna asta o să ajungă în fața casei, o să vedeți ce se întâmple. Ăsta este un fire pit, nu? Da. Aici o să facem foc în chestia asta. Dar tot în fața casei o să ajungă. Tot în fața casei, ca să protejăm decul ăsta. O să fie foarte tare. Plasa dispare și o să fie locuită de niște luminițe foarte șmechere, o să vedeți. Deja am dat comandă pentru beculețe, pentru față și pentru spate. Și o să mai vrem să mai punem niște jardiniere, să vedem un sistem de agățare pe perete. Încă sunt în căutări, să vedem. Dacă nu, poate găsim pe cineva să ne facă la comandă, ca să arate așa cât mai... Dacă aveți recomandări, scrieți în comentarii. În stânga o să punem un boschete, în dreapta o să punem un boschete. Și cam asta e. Sasha, hai încoace. Sasha, hai aici, vin aici, vin aici, vin aici, vin aici, vin aici. Aici. Sus pe canapea, sus aici. Aici hai. Pe canapea? Sus pe canapea, nu? Da, uite mă, mâini cu canapea pe care să o tăvălești. A semnătat că Sășica este bine, după cum observați, și ar veni complet aproape. Da,
E foarte bine. Totul e foarte bine. Păi, distinși consumatori de daily vlog-uri, în ce ne putem concluziona că acesta a fost daily vlog-ul de astăzi. Mariciu pe Instagram. Georgiana Ionescu pe Instagram și Sasha Doamne pe Instagram. Spuneți-ne în comentarii dacă vă place cum arată terasele noastre. Și dacă aveți recomandări pentru noi, pentru ghivece. Crăciun fericit și ne vedem mâine.